Proiectul își propune să dezvolte capacitatea de ocupare a 2000 de persoane inactive sau șomeri de lungă durată. Dintre acestea, 200 vor fi selecționate pentru programul integrat de creștere a capacităților de ocupare, 100 vor intra în programe de formare profesională, iar 20 vor fi asistate pentru inițierea unor activități independente. Industriile care existau și industriile tradiționale, așa cum ar fi porțelanul, așa cum ar fi industria ușoară, prelucrarea lemnului, partea de electroarge și toate aceste industrii și-au modificat ponderea, unele dintre ele fiind aproape de dispariție și aici mă refer la industria din zona porțelanului. Știm foarte bine că la ARPO era o masă mare de salariați din municipiu și din împrejurim care lucrau în aceste zone. Iată că după 20 și ceva de ani piața muncii nu mai arată la fel. Intervin, așa cum spunea el, aici modificări. Școala nu te mai primește înapoi să te recalifice pe altceva. Cel care are nevoie de forța de muncă, în mod normal, nu prea are bani să-și cheltuie, să-și colșalizeze singur oamenii. Și atunci intervin asemenea cursuri pe care Uniunea Europeană le face în toată Europa, să specializeze personalul ieșit dintr-o anumită meserie și mâine să creează locuri într-o altă profesie. În acest scop, în municipiul Curtea de Argeș se va înființa un centru local de resurse pentru ocupare, unde se vor furniza servicii de informare, consiliere și orientare profesională. Proiectul este implementat de Asociația Sprijin pentru Viață, în parteneriat cu Consiliul Local Curtea de Argeș și Asociația Centrul pentru Asistență Socială și Dezvoltare Regională.